Să locuiești într-un oraș dunărean și să nu fii pescar pare aproape un păcat. Așa au găsit de cuvință și cei câțiva giurgiuveni aflați astăzi pe malul Dunării, care, cu gândul la vremea toamnei și a pescuitului la răpitor, și-au întins uneltele pe malul apei. Aflați încă din jurul orei 7, cu momelile în cârlig, pescarii noștri erau suficient de dezamăgiți. Nu vrem, nu vrem. Cât despre captura din juvelnic, firește, nici aceasta nu era pe placul pescarilor. O singură plătică și câțiva guvinți. O singură știu că am prins de dimineață atât. Prezenți frecvent pe malul Dunării, giurgiuvenii au explicații pentru faptul că peștele nu mănâncă. La crește apa, e încă burgare. Ce să mă? Nu că avea mai mult colegiul acolo. Pasiune sau necesitate, pescuitul aduce pescar frecvent pe malul apei, pentru că nu toate zilele sunt la fel. Când a fost pescăderie, a fost mai bine. Adică s-a prins și somotei, și plătică, și scobar, și moronaș. A fost la 7-8 kg, s-au prins și pe 8 kg pe pește. Astăzi, doar unul dintre pescari, mai norocos, strânsese ceva în juvelnic. 3 șalăi cu 4 plătici și 2-3 moronași. Momela folosită ce a fost? A fost râmă. Una peste alta, pescuitul rămâne pentru mulți o pasiune, iar în aceste zile, nu tocmai prielnice, nu se mai emit pretenții referitoare la ceea ce cade în cârlig. Ce cade toate speciile? Nu, ce pește frumos e bun. Ne mulțumim la toți colțuri, dacă în lipsă, dacă nu vrea să ne mânce. Și totuși, nu toți pescarii sunt la fel când e vorba de plăcerea de a prinde și mânca pește. La mulți le place, la mulți nu le place, la mulți le place să-l prinde, dar nu-l mănâncă, alții place să mănânce, dar nu-l prinde, așa că... Până la vremea capturilor frumoase de răpitor, trebuie să mai treacă puțin timp și poate vremea să se mai răcească un pic. Atunci, prezenți pe marul fluviului, giurgiuvenii speravor că nivelul Dunării se va mai stabiliza, căci oricum... Pasiunea-i pasiune, iar Dunărea, fără pescari, nu-i Dunărea.